Vara este anotimpul profitului pentru vânzătorii de băuturi răcoritoare, iar ca acesta să fie obținut onest, comisarii de la Protecția Consumatorului Giurgiu au verificat în cursul acestei luni toate condițiile în care sunt ținute sucurile carbogazoase și sticlele cu sucuri naturale. De asemenea, controlele au vizat și calitatea răcoritoarelor. Primii controlați de comisarii de la OPC au fost operatorii economici care își desfășoară activitatea în angrouri, precum și stațiile PECO. Această lună am efectuat un control tematic privind calitatea băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor din fructe. În acest sens au fost efectuate 40 de acțiuni de control în stațiile tip PECO, depozite și magazinele în detail. Urmare acțiunilor de control au fost constatate abateri privind informarea incorrectă și incompletă a consumatorilor și probleme legate de neafișarea prețurilor de vânzare. În urma acțiunilor de control efectuate au fost întocmite 14 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au aplicat 10 amenzi contravenționale în valoare totală de 14.000 de lei și 4 avertizmente. De asemenea, comisarii au dispus 3 măsuri complementare de oprire temporară de la comercializarea peste 50 de litri de băuturi răcoritoare în valoare totală de 631 de lei și 14 bani.